Tot mai multe dovezi ale pierderilor suferite de Rusia în Ucraina încep să iasă la iveală, pe măsură ce războiul dă semne că va fi unul de durată. Serviciile ucrainene de informații au obținut indicii că în regiunea Donetsk se află mii de cadavre de soldați ruși depozitate într-o zonă atent supravegheată, iar în regiunea Chievului au fost filmate vagoane frigorifice cu trupuri de soldați ruși nerevendicate. Conform Digi24, serviciul ucrainean de informații susține că a interceptat o convorbire telefonică între un militar rus din Ucraina și soția sa, în care acesta îi vorbește despre mii de cadavre de soldați ruși adunate într-o zonă păzită din regiunea Donet. Ca să mai ascundă din pierderii, Rusia îi trece pe soldații morți, pe listele cu dispăruți. În acest timp, militarii care păzesc zona fac bani mulți, ajutând rudele morților să găsească trupurile celor dispăruți. Nu este morgă, este un depozit, este imens acest câmp, un fel de câmp sau un depozit de deșeuri, împrejmuit cu gard, păzit, nimeni nu are voie să intre și pe scurt aduc mii de cadavre. O grămadă de înălțimea unui om, îi spune soldatul interceptat soției sale din autoproclamata Republică Populară Doneț. O altă dovadă a modului în care Rusia încearcă să-și acopere pierderile a fost prezentată de un canal de știri care a filmat un vagon frigorific plin cu cadavre de soldați ruși în zona Kievului. Canalul a obținut dreptul de a fi un tren plin cu cadavre nerevendicate lăsate în urmă de trupele ruse, care s-au retras din regiunea Chievului, pe care nu au reușit să o cucerească. În imagini se văd mai mulți saci albi cu cadavre într-un vagon de tren, iar însemnele arată că este vorba de soldații ruși.